Încă o reținere în dosarul întocmit în urma perchezițiilor din Gorj și Iași, la o săptămână după descinderile făcute în casele unor persoane care ar fi înșelat statul cu 4 milioane de lei, încă un bărbat din Moldova a ajuns în arestul poliției Gorj. Detalii ne oferă colega mea Loredana Fuciu. Bun găsit, Loredana! găsit, polițiștii au continuat cercetările în dosarul penal întocmit în urma perchezițiilor făcute atât în Gorj cât și în Iași privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Anchetatorii au reținut acum pentru 24 de ore un alt bărbat de 31 de ani din Comuna Grajduri. Acesta este acuzat de complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală. Polițiștii spun că în ultimii patru ani acesta ar fi întocmit în fals în numele unei societăți comerciale din județul Iași mai multe facturi fiscale care ar fi atestat operațiuni comerciale nereale, simulând astfel livrări de deșeuri metalice către o altă societate comercială din municipiul Târgujiu. Suspectul va fi prezentat astăzi în fața procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propunere de arestare preventivă. Cazul are legătură cu descinderile efectuate luna trecută și în cartierul Meteor. Percheziții au fost făcute atunci și în casa afaceristului Mihaila, Zis Tanaka, 9 persoane au fost reținute atunci, însă ulterior au fost anunțate că vor fi cercetate în libertate.